Ați uitat că are grijă domnul Benea cine v-a crescut ca om. Și v-a dat funcția politică, domnul Benea. Domnul Benea, revenim. Totuși, mai sunteți? Eu sunt, ascult. Eu sunt... Păi nu, dar haideți, dacă dialogați... Adică aceea eu pot, dispuneați eu, că trebuie să... Cum vreți să dialoguezi? Peste, cum... Care tercivesează de altfel să pronunce asupra acestui subiect. Dar unitatea pe care dumneavoastră, instituția care o conduceți dumneavoastră, împreună cu membrii Consiliului Județean, consilierii, de fapt, județeni, care, din punctul meu de vedere, a făcut un lucru, cum să vă spun, din teama de a nu cumva de a vă acuza cineva de partinerii vis-a-vis de fostul dumneavoastră șef și coleg Sechelariu și tătic, așa, în ghilimele, să nu fiți acuzat, ferească Dumnezeu, când luați apărarea sau faceți vreun serviciu. Și ați mai făcut din Consiliul Județean. Trebuia să emitiți din mult un act. Trebuie să le emitiți în 2006, dacă erați un om corect și drept. Domnul Sechelariu! Am luat telefon de la fabrica Letea și m-am spus care este problema cu terenul la transport public. Domnul Sechelariu, haideți să-l lăsăm să răspundă și pe domnul Benea. Ascult. Deci încerc să răspund la 5 probleme care s-au ridicat. 1. Certificatul de atestare a dreptului de proprietate a fost eliberat când a fost solicitat de transport public. Dacă transport public, societatea de transport public, unde nu era manager în 2001, ar fi făcut acest demers, deci domnul Șudu, în speță, acest certificat ar fi fost eliberat la timp. 2. Faptul că certificatul de atestare a dreptului de proprietate a fost eliberat în 2009, ca urmare a cererii înaintate de transport public, vine să repare această deficiență tot a lui transport public din 2001. Există spețe, juriștii de la Consiliul Județean ne-au arătat spețe, în care, similare, în alte județe și judecate la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde certificatul de atestare a dreptului de proprietate s-a dat după privatizarea societății. Punct, din acest punct de vedere. Iar noi am făcut acest demers pentru că în 2009 ne-ați înaintat documentația și nu pentru a regla nu știu ce chestiuni în trecut sau nu știu ce imagine sau nu știu ce încercați dumneavoastră să insinuați. Bun, domnul primar Savarache nu este prietenul meu. Nu este prietenul meu deloc, este adversarul meu politic. Acolo unde nu are dreptate, i-am spus și i-am răspicat clar în față. Și unde a avut dreptate, să știți că m-am cuplat la proiectele cu dânsul, pentru că de aia suntem acolo. Auzi, Dragoș, nu mă faceți să sar din copet. Faptul că la... Dragoș, oprește un pic. Dragoș, nu mă faceți sar din copet. Dragoș, mă faci deci, sar din copet. Domnul Botin, pot să răspund? Eu încerc să ne auzim. Dragoș, mă faci sar din copet. Domnul Sechelariu. Tu ce vrei să spui? Că nu ești fratele de crucea lui Savarache? Spune-o că da. Vezi că încerc să mă enervez, sau mi-ai spus și la telefon lucrul ăsta. Și ar putea să dau piste tinică să lovească Dic Marfaru. Din potrivă, sunt subiecte unde avem... Nu te lovească Marfaru, domnul Benea. Deci nu pot să răspund. Nu. Haideți, sunteți prin telefon amândoi. Dar și dacă s-a coalizat domnul Sechelariu, domnul Benea. Popovici. Și fratele lui, că văd că dă în bălării sau a devenit așa o mare politic. Știu că te-ai crescut pe un spirit, cu da sau nu. Fără s-ar putea și dacă parcă să vedem. Văd că ai început să o dai în bălării, domnul Benea. Bun. Și cu chestiunea am înțeles, o secundă, domnule. Să justiția să pronunție. Cum dumneata eliberezi un act și nu știi ce e eliberat? Deci nu vrei cumva să-l supăr că domnul... Domnul Sechelariu, stați să răspundă la întrebare. Domnul Benea, vă întreba dacă... Domnul Botin, încă o dată vă spun, vis-a-vis de eliberarea actului, mi-am spus opinia mea, nu pot să împiedic, opinia mea este că am făcut un gest corect, legal în primul rând, și nu pentru a regla alte chestiuni. Deci acel act eliberat, acel titlu de proprietate, exact, este corect și legal, întărit de această rezoluție a DNA. Aceasta este opinia mea. Am înțeles. Aceasta este opinia mea și a consilierilor județeni și a comisiei care a propus eliberarea acestui certificat. Deci actul eliberarea titlului de proprietate, înțeleg, traduc acum. Nu pot împiedica, domnul Botin, nu pot împiedica și nici nu comentez faptul că, virgulă, primăria a uzat de dreptul de a revendica acest teren și s-a dus la tribunal și acum e la Curtea de Apel. Nu este competența mea, nu este treaba mea, e demersul dânșilor. Într-o zi poate vor răspunde. Din punctul dumneavoastră de vedere... Răspunde un loc cu Consiliul Local. Din punctul meu de vedere... Domnule Sechelariu, rămâneți un pic. Deci din punctul dumneavoastră de vedere, actul pe care l-ați eliberat este perfect legal și este întărit și orice suspiciune asupra lui dispare din cauza acestei rezoluții, da? Domnul Butin, ia uitați-vă un pic, vă rog frumos, domnul, uitați-vă pe act. Vedeți la Dumitru Sechelariu. Ce scrie acolo? Păi din paranteză, pentru. Acum ajung la el.
Dom'le, asta e privatizarea societății. Vorbim de certificat sau de privatizare? Păi stați-o la că discutăm dacă e pentru cine a semnat actul ăla. Dumneata l-a semnat domnul Benea. Deci, domnul Sighea, eu am răspuns la întrebarea cu certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Da. Nu, dar văd că tot te compraci în ultimul timp. Eu am răspuns, așa, ca un șmecher de județ, că acum plasa aia politică pe care nu agream eu. Eu am răspuns în ultimul timp care mi le-a spus. Dați-o secund. Domnul Ianiță, vreau să fac o precizare. Domnul Benea nu putea emite certificatul de atestare dacă în cartea funciară era notat vreun litigiu. În momentul în care societatea a cerut emiterea certificatului de atestare, toate litigiile intentate de altfel anterior de domnul Stavarache erau radiate la inițiativa domnului Stavarache din cartea funciară, fapt care a permis emiterea certificatului de atestare al dreptului de proprietate. Asta este o mențiune foarte importantă în economia discuției, cred eu. Domnul Botin, v-am răspuns la certificatul de atestare al dreptului de proprietate. Nu mai să auziți asta și aș mai vrea să fac o mențiune. Eliberarea certificatului de atestare trebuia făcută încă din 2002. Încă din 2002. Deci nu în 2006 sau în 2009, încă din 2002, atunci când s-a privatizat sau chiar înainte de privatizarea societății de transport public. Și aici este o problemă care ar trebui... Păi, mulțumesc, domnule Ionițe. Deci, dumneata, domnule președinte actual al Consiliului Județean, trebuia să ai grijă ca încheierea privatizării respective să facă în condițiile 8-3-4 și directorul 100 să facă majorare de capital. Ceea ce dumneata n-ai urmărit până la capăt această acțiune. Și problema de formă a fost făcută corect, dar fondul ei n-a fost corect. Și atunci sunt obligat să plătesc două ori terenul, pentru că greșeala care făcut-o dumneata. Pentru că greșeala care făcut-o dumneata. Și nu e singura greșeală care ai făcut-o în decursul ca viceprimar. Că erai tânăr și aveai și greșelile dumitale. Acum ți se pare că ai ajuns un mare președinte al Consiliului Județean și ești deștept în pământului, ca dumneata nu mai e nimeni. Ai uitat ce te-a crescut și te-a învățat meserie să fii un om corect și drept dincolo de viața politică. Bun. Dincolo de viața... Acum nu credeți că dacă tac să știți că sunt politicos, numai din aceste motive... Vă rog frumos, hai că nu ne înțelegem dacă vorbim toată dată. Dacă tași, domnul Benea, vă rog frumos, veniți într-o emisiune și explicați că ce spun eu nu e adevărat. Bine, că am încă vreo 10 întrebări să vă pun dacă tot mă provocați. La întrebările care vi le pun eu, vă trebuie și DNA-ul de el. Nu e cazul, cred, în această emisiune, dar ți-a aruncat mănușa. Nu mă mai place în ultimul timp să, de 6 ani, să tot urmăriți otru de Sechelariu, otru de Sechelariu. Dar n-ai fost împreună cu mine, domnule, la cei 8 ani de administrație? Nu cu mine ai făcut cei 8 ani de administrație, nu așa bacău? Ai făcut cu altcineva? Deci discutăm, domnul Botin, ce discutăm? Certificatul de atestare sau 8 ani de administrație? Acum discutăm în felul următor. Benea, te rog să nu fii... Domnul Botin, continuăm civilizat, dacă nu. Domnul Sechelariu... Te crezi prea civilizat, Dragoș? Te crezi prea civilizat? Cred că le știu să vorbesc măcar cu domnul. Domnul Sechelariu... Vrei să-ți mai spui și domnul, da? Bun. Domnul Sechelariu... Și când ai să ai parcare la sediu care ți l-ai făcut în construcția din centru, în față și autorizația ta era corectă, spuneam și domnul Benea. Bun. Așa trebuie să spun, Dragoș. Domnul Benea... Asta e una. Gândește și meditează la subiectul ăsta. Domnul Benea, mulțumesc că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi, domnul Sechelariu. Și de altfel. Am rugăminte, mulțumesc, domnul Benea.